Salutare și bine am găsit la un episod de Supermarket Simulator doar aici, pe Iona Games. Dragilor, episodul trecut a strâns un pic așa de controverse pe comentarii. Spunea cineva că nu e de acord cu update-ul ăsta pentru că sunt prea mulți clienți și ar fi un pic de haos. Altcineva spunea că e ok, dar ar trebui să băgăm moduri, că există un mod care, dacă îl instalăm și pentru care comandăm marfa, va fi direct pe rafturi. Deci o grămadă de pere. Ce facem astăzi? În primul rând, am făcut aproape magazinul plin, mai trebuie pe aici pe acolo să mai completez. Am acolo 30.000 de cocoșei. Aș vrea să mai iau o licență înainte să măresc magazinul, pentru că spuneam eu, ca să pot aduce mai multe licențe, am nevoie de spațiu pentru vitrine, da? Și dau așa o tură, poate mai trebuie niște lăptic pe aici niște sushi, așa un pic de completare. Și după aia dau drumul la, cum îi spune, la viitură, să zic, să vină clienții. Da, mai am întrebat ceva pe comentarii, dacă s-a schimbat și la secțiunea bancă împrumuturile. Împrumuturile rămân la fel, 5.000 de dolari putem lua cel mai mult. La nivelul meu nu mai pot lua împrumutul pentru că nu mă ajută, sunt deja prea puțin bani. Dacă suntem la început și putem să luăm 5.000, fi indicat să luăm pentru a băga în marfă și după aceea să erotim. Eu zic că la nivelul meu nu trebuie și răspunsul la întrebare este dacă s-a modificat ceva la împrumut. Nu s-a modificat, a rămas la fel. Bun, am zis așa, în primul rând, hai să luăm niște laptic. Mai am și ceva marfă pe, cum îi spune, pe stoc. O să iau 3 din astea și mai trebuia, ce mai trebuia mie acolo, că iau direct 6, mă. O să iau direct 6 de astea. A, mai trebuia sushi. Eu deja sunt 9 aici. Facem așa, 2 secunde. Facem așa. Îi dau 3 din astea. Și după aia îi dau sushi, tati. Una de asta mică. Și două de astea mari. De fapt, am pus una mică aici. E bine. Și mai pun aici una mare. Așa tătuț. I-am dat frumos comandă. Îi dăm direct aici. Da, stăteam și mă gândeam la acel mod dacă aș putea să-l instalez, dacă ar fi rentabil, dar parcă ți-a tot spul la joc, deci nu o să mai rămân nimic din treaba asta, adică efectiv doar dacă mai bagi pe aici pe acolo la raft, nu știu. De asemenea, cineva a adus din nou în discuție ce spuneam eu pe videoclipuri, că aș mai monta o casă de marcat pe care să stau eu. Sunt curios dacă funcționează treaba asta și sunt curios dacă facem față. Mai ales că de la update au băgat chestia asta de a... Deci cum era înainte? Erau 4 case, da? Și aveai o chestie un pic anomalie. Da, erau aici 7 clienți, aici nu era niciunul, aici era unul, partea nu era niciunul. Și acum de la update-ul ăsta, clienții se redistribuie singuri pe toate casele, da? Asta a băgat-o de la update, împreună cu, v-am spus, numărul de clienți care vin în funcție de level, da? N-am luat pui, tati, să luăm pui. Aici trebuia ceva puișori. O dată. Și o să iau 1, 2, 3 din ăsta. Dar ce băgăm la completare acolo? O să bag... O să iau 6. Iar cu 9, iar cum am zis cu 9. Păi, dar pot să iau 3, că sunt rentabil. Spuneam eu la calculele pe care le-am făcut, ori cu 3, ori cu 6, prețul ne este 0,67 pe colet. Da? Deci putem să luăm chiar 3 cutii de astea. Hai să pun de pe poziție pe aici. Mai am ceva marfă pe stoc, în depozit. Hăț. Și cu hăț. Gata, tati. Da? A început să vină lumea. Aici pe la sucuri, pe la apă. Niște apă să mai trebuie. Brânza ca de obicei, cum era cu probleme. Pe aici pâine, lapte. Uite, lapte mai trebuia un box. Cartofi. Brânză de-astea. Brânză o să iau direct. Facem așa. Și facem două chestii odată. Așa, o luăm două, deci una, două, trei, 6 din astea și am mai băgat două din astea,
Și a trebuit totuși câte una din fiecare de asta la altă. Deci una, două, trei și a patru. Ceva de genul. Ați? Da, asta cu modul mă mai gândesc. Probabil la un moment dat o să introducă ceva de genul, să ne ajute la treaba asta cu o cutie. Probabil că developerii se vor gândi la vreo soluție. Dar momentan încă mă gândesc la versiunea de a băga un mod în care să comand și marfa să intre direct pe rafturi. Da? Ia uzi cum țiuie. Ia uzi cum țiuie tot acolo. Odată. Și am băgat așa. Ușurel. Aici pe asta. Aici pe asta. Deja băieții au început să defileze cu materialul pe acolo. Sus e ăsta. Ăsta e aici. Deja avem 30 de imitate. Sunt curios dacă prind un raport de la cu... Am prins 100 de clienți. Și dacă prind un raport de la cu 100 fix, cum spune, mulțumit, tati. Să nu fie niciunul supărat. Să fie toată lumea mulțumită. Sunt curios dacă reușesc asemenea performanță la ce am eu aici. Da? Lumea a început să se foiască. Încă n-au apărut cozi la casă, dar e bine. Uite, deja cartofii se cam duc. Sushi am luat pe aici, lăptic cu tare, brânză vine acum cu ea. Care este suficientă. Ai dat niște apă. Și cartofi o să luăm. Momentan. Potato o să iau 3 de ăștia. 2. O dată. Și am zis că luăm apă. Dar trebuie apă de asta. 2 de astea. Și o să mai iau cartofi. De restul. Să fie 6, așa tătuțu. Hai. 30.000 acolo, trebuie doar 34.000. Vă spuneam și pe filmare și pe comentarii, băi, avantajul este că la treaba asta se fac ușor băluți la tine. Era la un moment dat, era un pic frustrantă treaba, pentru că trebuia să adun foarte mult, să joci foarte mult ca să faci rost de bănuți. Mă stăteam și mă gândeam, zic, dacă nu cumva eu m-am grăbit un pic la astea, cum o cheamă, la joc. Și că trebuia la început, luam două, trei licențe, nu mai pare le rulam, făceam un cum zicea țară, un ștoc de bani și după aceea făceam doar din profit, făceam investiții. Deci mă gândeam, dacă așa trebuia la început, că acum e foarte greu să bui toate produsele la raft și să-ți rămână profitul din prima, da? Mai greu un picuț, dar nu e imposibil. Ia uite ce, deja ce pot să fină lumea. Uite ce e aici. Pe aici bag acum pui. Cereale avem. Stăm bine, tati. Și pe partea asta niște maioneză ar trebui, dar să mai cum îi spune, mai spovețuim. Mâncare de pisici. Am văzut acum. Mâncare de pisici să comand direct. Chet. 1, 2, 3. O dată, 1, 2, 3 și a doua oară. Am dat-o frumos aici. 32.000. Op. Hăț. Am dat-o un pic cu manta. Și o și pe asta aici. Și mâncare este aici pusă deja în zona asta. Am dat-o așa frumos. Hai, iau-o pe aia, băgăm pe asta. Și tu iau pe aia de jos și băgăm pe asta. Așa tătuț. Toate casele sunt full. Pui care de obicei să duc. Vreau să-l pe aici pe raft. Facem așa un fel de la parcur. Știți că sunt toate benzile ocupate, tati. O hârtie igienică, tati, la detergent face e un pic dezastru. Aveți să luăm o hârtie igienică? Ia. Una, două, trei. Una, două,
3. Am dat-o frumos pe asta. 33 de minute, trebuie 34 ca să luăm următoarea licență, care sunt cărți de... Oricum o să o iau, licența o să o iau în afara programului de magazin, ca să nu... Mă gândesc eu că ar fi în mintea lor să spună că n-a găsit nu știu ce. Conțele în care n-au avut atunci. Ușurel. Să acolo, trebuie hârtie să la neapărat, să cu verde, că nu mai am. 300 de fapt, 34 trebuie pentru o dată sus acolo și o dată aici. 300 de mii să fac 34 lejer. Acum cu hârtia, eu știu, mi-a scris acolo apă că l-a găsit hârtie și pe aici sunt țăndări, mamă. Deci pe curățenie, pe detergență aici, apoi e dezastru. Și s-a trebuit și cărțile. Oale! Nu mai zic de băutură, că băutura s-a epuizat pe aici rafturile. Ce fac să ce la colță aici? Bârfesc până la cale ceva? Sunt casele full, trebuie să așteptăm un pic. Mai putem pe aici... Una alta înghețată, deja e full acolo, nu mai trebuie. Chipsuri pe aici, e full, deja nu mai trebuie. Măcar de câini, asta trebuie pusă în partea asta la altă. La locul ei, și o stăgem pe asta aici. Asta e deja full acolo la ton. Și la cereale, la balsam o să pot să mut o cutie de aici. Să mutăm aici la locul ei. Dar ca să știu ce am și ce nu am pe stoc. Deși le-aș pune asta pe partea asta ca să rămână locul de lângă ușă liber. Pentru care aprovizionăm să punem aici. 35.000. Mamă, și încă sunt oameni la case. Încă sunt oameni pe culoare, pardon. Dar să văd și voi aici. Vă spuneam eu că fac undeva la 10.000 acum, 10-11.000, dublu ca înainte. Și la număr de clienți, și la număr de... și la bănuți. Da? Ia uite. Deci magazinul este închis și în continuare sunt cozi la casă de marcat. Nu știu cum să le așez eu așa, am eu idee cum vreau să le așez un picuț. Și să pun și a cincea casă. Ca să intru eu pe ea, ar fi o schemă, da, asta înseamnă să măresc câte magazinul, să fie treaba bună, că până atunci n-avem cum. Ia. Băi, să mă dăm și pe aici o mână de ajutor, ceva de care e combinația. Humus, avem pe aici humus pe stoc? No, are mama cât ți-ar da. Brăza s-a dus ca de obicei. S-au dus și pui. Acolo e înghețată sus. Îmi trebuie o spață de două cutii, n-am cum să pun. N-a găsit cărți. Deci nu o să avem raportul la șmecher. Da, pentru că deja lumea nu, sunt oameni care nu găsesc marful pe aici. Dar să văd și voi că ăștia încă sunt pe aici. 37.000, facem noi 40.000. Așa, în scurt. Ia. Asta e full, pe aici cafea, trebuie să mai duce cafea. Pe la paste, pe la orez, pe la astea, să cât de cât ghinișor. Ia. 200 e un bon, frate. 203. Ce mai vreți? Păi dacă am prins 5 bon, ăsta a făcut 1000 de coșei. Ia vine la asta. Cât e asta? Are de-astea mai ieftine asta. 40. Poate pe la asta boloneze, asta vedem. Ia. Hai, face asta 100, ha? Lejer face 100, uite.
Ați? Băi, deci mai sunt de aia, înainte mi-a venit câte unul cu un produs, cu două produse, dar uite, uite, cum bagă, tate, uite, 160 și la asta. Da, deja am ajuns la 38.000. Ia-ți din asta. Asta are puține pe bandă. Mamă, ce e aici? Păi, deci, durează o grămadă, tate, până pleacă lumea. Da, și făcut, cu 40.000. Da, mai sunt acolo doi clienți, unul în față și unul mai în spate. Sunt curios ce scrie pe raport. Și de asemenea, ia. Hai. Am mai luat din asta. Deci 40.870. Mai este pe aici vreo client? Nu mai este. Îi dăm închidere de zi frumos. 117 clienți am avut. 4 n-au găsit, erau cărțile și hârtie igienică, iar la bănuți 11.747. Eu zic că e super bine, tati, la treaba asta. De adevăr, e multă bătaie de cap, carne și cu lapte. Este foarte multă bătaie de cap acum, dar eu zic că merită la... cred că asta e carnea. 12.83. Eu zic că merită, pentru că e, de adevăr, mai multă bătaie de cap, dar să fac bani mult mai simplu. Și aici 13,14. Așa tătuț. Bun. Hai să luăm licența la cărți. Și pe aia cumpătăm rafturile pe aici. Intrăm la ăsta. Raftul mai acolo pentru cărți mai am. Asta e ideea. Licența și era una cu cărți. 34.600. Level 81 trebuie să o atingem. Dar noi avem deja. Și am cumpărat frumos cărțile. Și ne ducem și la... Oh, ne plătim și astea. Și ne ducem acum la market. Și dăm. Că scrie în book. Mai avem aici niște cărți. Îi dăm așa. Două. Să facem intrările. Odată, cred că la asta trebuie, bine, o să luăm mai multe după aia. Așa, să începem. Una, două, trei, ne-am oprit aici. Hați. Una, două, trei, ne-am oprit și aici. Iar la astea, la alte, trebuie să facem noi intrări, tati. Una, nirule, cum ziceam eu. Odată. Și una, două, trei și gata. Asta încă, asta n-au. O dată. Asta n-are. Asta are, asta n-are, care e marcatoare. O dată. Și după aia o să mai comand, după ce facem aici și facem și layout-ul și asta putem să punem direct la aici, că nu-i problemă. Hați. Oh, mă scuzați. De la emoțiune. O dată. Să bage băieții un pic acum la cărți. Asta trebuie băgată la raft. O dată și cu asta și pe aia facem și, cum îi spune, nirule, adică intrare la marfă frumos, se facă acolo cu preț, cu tot ce trebuie. Ia, băgăm aici și pe asta. Asta vine sus. Asta vine jos. Aveți ce dar, cum ziceam eu. Și asta vine la... Să facem și ăsta rafturile. Acum, deci, asta avem mâncare de asta. Punem aici o carte. Asta se pus la raft, că nu este. Cu corcodilul. Să vezi că mai am nevoie de rafturi, tati. Că văd. Uite. Mai trebuie un rând.
care să las, pe care să iau. Sau să mai iau de aici din totul de-aia mea cu cititul la băutură. Dar n-am cum să... Facem așa. Ceva de genul. Mai trebuie una. Asta trebuie pus aici. Cu timpul, dacă mai este de magazin, o mai punem, nu-i problema. Asta vine acolo, asta vine acolo. Aici sus am una de... Să facem de pisici. De câini, pardon. Mai erau două. Asta... Trebuie și asta frumos. Uite, și asta trebuie. Trebuie să șase cărți. Problema este că nu prea mai am spațiu. Cum așez eu pe asta? O să... Trebuia o cutie. Trebuia o cutie goală, o luam pe asta de sus. Dacă am, dar nu știu că au pus ea bă, ce dar l-au pus, mă. Mai am una. Dar tot nu-i bine. Pun aici una, a, și o iau pe asta, o iau pe asta de aici. Și o pun aici. Nu. Facem așa și băgăm așa. Ceva de genul. Dar aș mai dau o față la aia. Sus aici și ție un rând. Mățe portocalii. Și asta, asta are, a? Asta, nici asta, nici asta n-are. Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E una are de două ori. Nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E bine. Asta ceva îl derutează pe ceva. Așa, tati. Gata. Era altceva acolo și l-a derutat. Rafturile, țăndări. Trebuia cutia goală, am aruncat-o. Trebuia cutia aia. Hai mă, ce tot cauți aici? Bang, bang. Bun. Ne scândă drumul la magazin. Aolo, iar la puie gol. Vai de capul, 4.000. Hai facem așa, frumos. Ia. Am luat 6 baxuri direct iau. O facem, deranjul nu facem. 1. Doi. Trei, tati. Ia să te vedem. Ia să te vedem. Pardon, pardon, pardon. Sus. Mai intră unul aici. O dată. Și mai rămân doi care prim aici, la raftul de sortare. Unu. Dacă mai e ăla de acolo, mai pune unul acolo, să vezi. Bă, nu i-am. Gata, tati. Bă, tot să tot stai aici, tot n-am stai aici deocamdată, na. Bun, am băgat și pui aici detergente, că e dezastru, tati, ce e aici. E dezastru ce e aici. Ia. Îi dăm aici frumos pe cleaning. Ștergem aici de la pui. Două de astea. Două de astea.
Și două de-astea. O dată 6. Așa, tătuțu. Două de-astea. Două de-astea. Două de-astea. Două de-astea. Două de-astea. Și cu două de-astea. Încă 250 de coșei. Și mai vedem după aia. Mai trebuie, dacă mai trebuie, dar sigur după aia, dar vedem după aia. Mă, ăsta a rămas setat pe cartea asta aici. Ia. Sus aici. A, de asta mai avem. Trebuia de elaltă. O dată. Dar să arăcă palea ce se băgă frumos, elegant în, în problemă. Da, vreau cu totuși la, la carte să facă rândul ăla frumos. Și de asemenea tot așa, rândul ăla, dacă tot este raftul plin cu cărți, face șaftul plin cu băutură, să fie, nu? Dacă tot am votat noi care mai, ce ați citit, o carte sau o băutură, și ați votat cu o băutură, să fie și băutura, da? Adică să împăcăm ambii cititori. Și pe aia de cărți și pe aia de sticle. Ați? Hăț? Și hăț. Asta că bag eu direct așa. Ia ca în guleță. Ești meche sau ce e? Băi, vreau să fac o probă, dar dacă merge băgat în ăsta, ia. Să fac cărțile în cutia asta. Fac seamnă la, la dimensiune cu ce de la cărți. Și aș putea să iau de aici. Ce mai zic? Dar o lăsăm aici jos deocamdată, că dacă o văd, dacă o văd ăștia, sigur bagă peste ea. Și așa trebuie carte de aia cu roz, cu ce cu bunica, așa au... Uite, așa nu... Știi, lasă, o să o pună pe aici. Uite așa, tati. E ghini sau ce? E bine. Bun. Și atunci... Asta. Aici jos. Asta lângă dânsa. A, e tătuțul. Ia să ne facem prețul la, la cărți acum. Teoretic mai trebuie cărți de-astea, de-astea noi. O dată la astea. 966. Ai, tati. Băi. Bagă de aici. Asta, asta e bun, asta nu e, asta nouă. Asta e nouă. 10,20. Zece virgulă 95. Asta 12,06. Băi, destul de... Băi, cele prețurile? 9,45. Ale tate. Să mănânc ceva cărți de-astea noi. Ia. Îi dăm la clinică, îi dăm la de toate aici. Și facem așa. Două de-astea, două de-astea, două de-astea cu corcodil. Două, două, două de-astea la alte. Bun. Hai să vedem că ai treaba pe aici, ce mai băgăm în astea în depozit. Și pe aia punem puțin și magazinul. Sigur o să fie devastat, dar măcar facem un ban grămadă. Și pe aia mai provizionăm. Ia, ușurel. A, sunt și vețele de-astea, cum ziceam, și vețele umede. Cred că aici sunt, nu? În altă parte, da. Tot ce înseamnă detergență am pus în partea asta. Și dacă acolo nu, nu exista unde la pentru șervețele, înseamnă că a fost șters din greșeală. Asta vine aici.
Asta vine aici. Cred că am cam multă hârtie igienică de asta normală. Trebuie să mai vă cu verde. O dată. Ia, și mai am și pe asta la altul. Sus aici, la etaj. A, e tătuțul. Asta vine aici jos. Și asta la altul vine aici sus. Bun. Ia să vedem cum stau rafturile astea pe aici. Mai trebuie un altul, mai trebuie hârtie. Hai să punem și cărți, fie pun la cărți, măcar la cărți. Bă, și-am zis că pun și la băutură, mă. Ați. Dar las să bag acum cărțile și după aia dau drumul la magazin să facem un pic de bănuțate. Hai. Năvăliți. Ați. Că 2700. Da, și da 34.600 pe noua licență de cărți. Și am să colau un preț de măricel. Am speranța că poate câștig mai mulți bănișori. Nu, aici... Muța portocalie aici. Muța portocalie acolo. Deja ca un fel de duplo, de Lego fac eu aici, nu Lego, puzzle. Le caut pe poziție și așez acolo. Sus acolo. Ceva cu bicicleta pe copertă asta. Crocodilul sus aici. Asta cu bicicleta aici. Ia mă, cu sus acolo, o lua și lua, mă. O lua crocodilul. Unde e asta, mă? Ia. A, e cu... Ia. Închide pe asta, că am văzut-o. Ia asta sus. Care ești atât aici? Sus aici, a? Atât, le-am pus pe căprile frumos, elegant. Am luat băieți, acum deja a început să curgă bănuțul. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Am mai cumpărat o licență cu cărți. Și acum te strâng neapărat, acum chiar că strâng bani pentru... Asta cum o cheamă? Pentru expansiune. Dar am umplut raftul ăsta care era gol aici cu cărți. Aici avem cu băutură. Deocamdată băutura se cam duce, dar să aduc material. Și următoarea chestie trebuie neapărat să mă bag pe expansiune. 64.000 mă costă una. Trebuie să stau să vând câteva zile bune și de asemenea să bag câteva zile marfă la raft. Dragii, acum acest episod, apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Pentru viitoare, v-am salutat!